Salutare tuturor, sunt Andrei Radu, bine ați venit la ePlan. Invitatul meu de astăzi este antreprenor cu intermitențe, încă din 1996, la fel cum este și corporatist on and off din 2003. Este specialist în marketing, comunicare și branding și pasionat de inovare, fiind ferm convins că brandurile trebuie să se adapteze clienților. Este cofondator despre vin și wine deals și îmi face mare plăcere să-i spun bun venit lui Alex Dona. Da, câtă plăcere facem mie să fiu aici Mă bucur tare mult că ești alături de mine, Alex Astăzi, tot conceptul ediției de astăzi este așa E structurat odată pe un studiu de caz Adică pe ce faceți voi la Despre vin și Wine Deals Pentru că e un business lansat sunt două studii de caz Sunt două studii de caz, corect E lansat businessul în pandemie? despre Da, fix la două săptămâni după ce a început lockdown-ul ăla Pe care ținem minte. Da, crește spectaculos, adică este... Nu atât de mult decât am vrea nu? Știm că se vede. Dar în același timp profit și de ocazie fiind așa cum am și prezentat, fiind un specialist în marketing comunicare, să povestim un pic și despre ce se întâmplă în zona asta în digital marketingul românesc. Înainte de toate, împreună cu partenerul tău și de viață și de business, hai da? să zicem partenera. Partenera. Partenera, <laughs> să sune mai bine. Marina Samuilă, da. ați cofondat despre Vin. Da. Care este povestea din spatele conceptului? Și mai ales că asta mi s-a părut interesant, nu este strict un e-commerce nu este doar un magazin online, are și o componentă de resursă educațională. Uh, noi gândim tot timpul când, a, când atacăm o verticală, sună mult că e prima verticală pe care o atacăm, dar uh, noi gândim în, în, în mijloc de Caterpillar, de omidă. Și consider că cu cât ai mai multe picioare într-o industrie, cu atât vei fi mai stabil, cu atât vei înțelege mai bine industria și mai ales pe oamenii care sunt consumatori în industrie respectivă. Și atunci, da, noi gândim întotdeauna pe mai multe picioare, și mai mici, dar care împreună să, să ofere atât stabilitate, cât și un, un ecosistem întreg uh, consumatorului. Apropo de ce ziceam de a fi uh, concentrat în jurul consumatorului. Ok, și de ce vin? Dintre toate produsele, să zicem, disponibile? Unul amână. Uh, noi suntem și un cuplu, da? deci suntem parteneri și, și în viața de zi cu zi, și seara, nu doar ziua la, la birou. Uh, Marina este unul dintre cei mai apreciați specialiști în vin din România. Uh, eu sunt, uh, hai să zicem, un bon vivant, sunt un pasionat de vin, îmi uh, place ca și băutură, dar mai mult decât atât, cred că este, uh, cred că este ceva ce îmi se potrivește foarte bine, pentru că noi avem o poveste frumoasă, iar vinul este una dintre puținele băuturi care, de fapt, uh, sunt o poveste nu sunt strict o băutură, nu sunt strict un grad alcoolic sau nu sunt strict o ocazie de consum, ci vinul te cucerește prin povestea cu care ajunge la consumator și te face să te îndrăgostești de el. Și atunci cred că ni s-a potrivit extraordinar de bine ca și, ca și industrie. Și cumva și voi duceți povestea mai departe. Da, asta e Da. De asta povesteam, știi, ca idee că uh, Primești pe lângă produsul în sine, ați făcut și un joc la un moment dat, primeai o chestie de degustare, o gamificare cumva, știi, în termenii ăștia de specialitate. Da, asta e ideea, gândește-te în felul următor. În primul rând, noi nu privim vinul ca pe un produs. Pentru noi nu sunt cărămizi care trebuie să aibă, nu știu, o marjă de profit, și uh, cum se. Uh, clientul și-a construit casa, ura, adio și la gară, și noi uh, ne luăm marja de profit și ura și la gară și ne despărțim. Nu. Este, este un dialog. Este un dialog permanent cu clienții noștri și încercăm să educăm, încercăm să, să le arătăm uh, și să-i să ghidăm un pic în această călătorie. Pentru că uh, am avut surpriza să, să ghidăm clienți care erau clienți de, de etichete extraordinar de scumpe. Să se îndrăgostească de etichete extraordinar de ieftine și invers, să știi. Pentru că funcționează în toate, în toate direcțiile. Și este ceva mult mai frumos, știi, decât pur și simplu un produs. Iar, da, noi uh, uh, am simțit întotdeauna că, uh, că e bine să ne diferențiem. Și atunci, pentru noi, vinul fiind și o pasiune, nu doar un business în sine. Uh, am încercat să transpunem cât mai mult din asta. Și gândește-te la un lucru, gândește-te că noi ne-am lansat fix în pandemie, da? Fix când oamenii deodată s-au trăit închiși în casă, s-au trezit uh, obligați să consume, hai să spunem, doar între ei sau eventual online cu, cu alți oameni. Și atunci ne-am gândit să-i ajutăm cât de mult putem. Și de-aia uh, Marina a creat și acel joc, am creat diverse produse, un wine journal, să știu, un fel de evidență a vinului, a călătoriei, uh, cărți de joc cu arome de vin, iarăși un alt joc uh, uh, care a prins foarte bine, astfel încât să le dai oamenilor dincolo de pur și simplu de a și niște pahare cu o băutură, le o să le dai o experiență, pentru că mie mi se pare că după asta alergă toți oamenii în ziua după experiență, nu după strict consum. Ca om de marketing și de branding... Cum ai ales numele despre vin. și Cât de, cât de important este atunci când pornești într-o călătorie din asta antreprenorială să-ți gândești brandul încă de la bun început, în așa fel încât să aibă șanse maxime de succes. Sunt convins că e foarte important, dar noi n-am reușit să facem asta. Planul nostru să atacăm această verticală era cu mult înaintea pandemiei. Adică eu am ieșit din zona de public și în complet. Marina a plecat din, din compania în care lucra ca și, ca și, somelier, expert în vin și am decis împreună în să începem. Și Uh, uh, avem și avantajul de a cunoaște ecosistemul și găsisem și investitori care să vină alături de noi, dar ordinea lansării produselor era cu totul alta, dar trebuie să ne gândim un pic la 2019, în care 2019 a fost un an în care consumul era exploziv, da? Uh, uh, Horeca funcționa extraordinar de bine, turismul funcționa extraordinar de bine, consumul creștea, e-commerce-ul creștea, totul creștea. Și ne-a trăit după aceea în acea frână bruscă în 2020, Uh, și a trebuit să readaptăm totul. Pentru că despre vin la noi era ultimul proiect care trebuia lansat, era cel mai mic, era, uh, cum să zic, puiuțul de care nu neapărat te preocupa. Ce era înainte? Ce era oh, era un, un, uh, un vin propriu, era o altă variantă de Wine Deals, uh, era pur, erau niște proiecte mult mai megalomaniace decât, uh, decât un, un hibrid între educație și e-commerce, cum e despre vin. Ok, da. Bine, o să discutăm un pic pentru că ați trecut după aia și la da. celelalte proiecte Am luat-o invers, practic Am luat -o invers. A trebuit să ne adaptăm, dar mie, uite, în antreprenoria și mai ales în e-commerce Asta mi se pare uh, quintesențial, să, să reușești să te adaptezi din mers OK. Uh, tot legat de partea asta de e-commerce, uh, promovare online, uh, mă interesează. Na, ați fost un startup, ca orice da. alt startup, da, ați pornit Sunteți. În... Suntem. Sunteți. Bun. Uh, <laughs> aș da, aș place, aș da, place, dar place aștept să ajung la momentul în care să nu mai sunt startup. Start okay. da. Cum v-ați promovat la început? Uh, nu știu sigur dacă ați avut sau nu bugete de marketing, îmi spui tu chestia asta, dar presupunând că n-ai avut cine știe ce bugete, cum v-ați promovat la început? Cred că e o chestie pe care mult Mulți o așteaptă și mulți se gândesc, băi, cât trebuie să investesc? Care au fost canalele de marketing care pentru voi au funcționat bine? Uh, și ce instrumente de marketing ați folosit uh, cu bugete mici, dar ca să vă faceți uh, auzită povestea? E, e un lucru pe care spun întotdeauna oricărui client. Eu mai am și mi-am păstrat partea de consultanță pe, pe comunicare. Uh, singurul lucru care îți va reduce bugetele vreodată este... Uh, creația. Este cât de bine creezi un ad sau cât de bine spui o poveste. Adică creația și storytelling-ul. Pentru că poveștile au tendința de a, de a se propaga. Uh, ce am făcut noi, fiindcă nu am avut bani, sincer, adică ne -a prins, uh, pandemia ne-a prins într-un moment extraordinar de prost, financiar și automat și lansarea la acestui vin. și, în schimb, ce am reușit noi să facem este să uh, convertim oamenii care eram ceea ce ne construisem noi și eu și Marina până în acel moment și să convertim asta într-o poveste și pur și simplu să să împărtășim cu lumea povestea noastră și să punem uh, osul la treabă, să, să ne punem sângele, obrazul, lacrimile, transpirația, tot și să ne vulnerabilizăm foarte mult. Iar asta a prins extraordinar. De ce? Pentru că uh, toți oamenii din anturajul nostru au început să ducă povestea mai departe. Noi ne-am trezit, uh, reușeam să livrăm la câțiva influenceri, amici, slash prieteni, să livrăm câte o sticlă de vin, ei foarte drăguți, mai puneau câte o storie, ne promovau, dar noi ne-am trezit într -un, uh, la un moment dat în care uh, micro comandau ca să posteze cu despre vin. Adică era ceva, se, se întâmpla ceva fabulos. Despre vin, deveni devenise locul ăla cool din care să scumperi vin. Nu era cel mai ieftin vin, nu aveai cele mai multe etichete, dar în schimb venea cu ce? Venea cu poveste, uh, venea cu gamification de care ziceai, uh, plus că fiind pandemie, și noi fiind extraordinar de săraci în acel moment, tot contactul se desfășura cu noi. Adică noi lucram noi înșine de la noi de acasă. Eu livram, Marina a data site-ul, scria materialele, împreună făceam degustări online, că asta puteai să facem pandemie și așa mai departe. Și atunci a fost o poveste foarte caldă, la care ghiște, oamenii răspund. Și atunci buget, am fiecare cent pe care am putut să-l investim, credem că l-am investit. Am tăiat din alte părți și am ales să investim acolo, dar cred că investiția cea mai mare am fost noi înșine și faptul că am fost dispuși să, să ne vulnerabilizăm. Mi se pare foarte mișto povestea în sensul că, na, omul care și preia comanda și livrează, da. știu, ai venit și la mine, da. mi-ai livrat da. și mie vin, mi s-a părut foarte, foarte ok. Și, într-adevăr, cred că chestia asta a umanizat cumva un business exact. te poate ajuta foarte mult. Apropo de chestia asta, vedeam pe, și iarăși mi se pare important din punct de vedere marketing, creativitate. Pe site-ul vostru sunt niște pachete, da? Pachetul lui Alex, pachetul lui Marina da, 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 și așa da, da, mai Asta departe. e tot parte din joaca noastră, e... știi? Okay. Adică, în ce fel... contează să. Practic, deloc. să umanizezi un site. Nu no, contează. Pachetele nu au contabilitate, faptul că îl umanizăm, faptul că este foarte asumat, da, este, este literalmente un proiect personal, ca să zicem așa, uh, contează enorm. Dar trebuie să înțelegem că ăsta a fost și motivul pentru care nu am putut să rămânem doar cu despre DespreVin.ro. Pentru că uh, genul ăsta de proiecte nu pot crește uh, exponențial. Asta sunt genul de proiecte pe care le faci dacă vrei gen să generezi tu ție un job. Dar cam acolo se oprește. Cum planurile noastre sunt uh, să educăm toată lumea pe vin și să cum se, să, să reușim să, să ducem vinul către cât mai mulți oameni și cât mai variați, și să-i ajutăm să descopere, să că nu am putut să ne oprim doar la despre vin, din păcate. Uh, dar, pe de altă parte, nici nu vor renunța vreodată la el. Ok, M mă întorc la zona de bugete, de marketing. Ai spus, ai investit tot ce ai putut în da. campanii. În momentul de față. Chiar dacă ești te consideri tot startup, dar să zicem, ești un startup mai așezat, da? În momentul de față, ți-ai făcut așa niște... Există proiecțiile astea de tipul domne, x la sută din cifra de afaceri trebuie să investesc în marketing. Cum mergi? Cum, cum mergi ca antreprenor? Mergi în direcția asta sau tot, tot pe feeling, creativitate? Cât de mult contează una și alta? A, contează amândouă. C în continuare și eu asta o să zic mereu. A, din păcate, noi trăim niște vremuri în care... A, Totul se schimbă extraordinar de dinamic. Adică, nu uita că în momentul în care am ieșit din pandemie am intrat în război. Uh, nici n-am apucat să ne obișnuim cu ideea de război și suntem uh, doborâți de inflație și de o lipsă de forecast, de prognozarea a orice s-ar întâmpla. Hai să fim serioși în momentul de față de că cineva poate să că și-a făcut un forecast și poate <laughs> să-și parieze toți manipel, dăm voie să-i strâng mâna să-l întreb cum a reușit să facă asta. Dar mă îndoiesc. Și vedem asta și nu mă refer la noi, că noi suntem mici, dar mă refer la marile companii care activează în zona de e-commerce, mai ales în România. Și vedem, adică vedem fluctuațiile lor dramatice, da, dreptul. Și gândește că ei au o structură de costuri foarte mare spate. Noi, pe de altă parte, avem mare avantaj că, deși suntem pregătiți să fim foarte mari, adică avem toate tool necesare, încă funcționăm pe o structură de costuri relativ mică, ceea ce ne dă o mare abilitate. Cumva. Da, da, da. Uh, ca să ne întoarcem la, la zona de buget, să știi că teoria este extraordinară de adevărată oricând. Și anume, teoria zice foarte simplu. -am un business, în momentul în care este pe creștere, pe lansare, pe acapare de piață, bugetele de marketing trebuie să fie undeva între 10-15% din, uh, din cifra de afaceri, literalmente. Când ești pe mentenanță, ești undeva în zona de 6%, probabil. Uh, eu... Cred, n-am făcut încă o analiză foarte fermă, dar eu cred că noi suntem în momentul de față undeva între 12-15% din cifra de afaceri ca și buget de marketing. Noi fiind un startup, acest procent, aplicându-se la o cifră de afaceri relativ mică, nu reprezintă un buget covârșitor. Adică, nu știu, probabil că mari playeri ar râde un pic când ar vedea ce bugete cheltuim noi. Dar batem noi cheltuim și batem noi, mi s-a părut foarte important să ne alegem. Partenerii prin care cheltuie bugetul astea foarte atent, adică agențiile cu care lucrăm, trebuie să fie din aceeași poveste cu noi, să înțeleagă că totuși nu stăm pe zeci de milioane și să încerce să optimizeze fiecare leuț. Cred că mai degrabă focusul acolo ar trebui să fie decât în a stabili un buget. Pentru că bugetul ăla e foarte subiectiv, în funcție de industrie, de domeniu, de concurență, de moment, de clienți, de. Adică e foarte variabil. Corect, corect. Uh, cum ți se pare că fac marketing magazinele online din România? Așa, o ca om care, știi, se detașează și se uită în piață. Sunt unele care reușesc să facă foarte bine și acum au ajuns să fie atât de mari încât uh, uh, și-au construit ecosisteme care le, le ajută și să optimizeze bugetul mai bine decât o face un magazin mic. Uh. Sunt magazine mici care, sincer, în prostia lor, încearcă să replice lucrul ăsta și nu-și dau seama că dacă se vor lupta cu aceeași arme, cu un mastodont, nu vor avea cum să câștige. Dar sunt și câțiva player mici care se bazează pe inovație și inventivitate și atacă canale în care, poate chiar nu se gândesc să, să joace pentru că sunt prea mici pentru ei, dar ei ar avea o șansă foarte mare. Sunt. Din păcate... Expertiza de, de marketing în România încă este incipientă, și mai ales pe zona de e-commerce, care la, în sinea lui este un pic incipient versus restul țării civilizate. Uh, și atunci, uh, da, vedem ca principale arme discounturi, vedem ca principale arme tot ce înseamnă, o să folosesc un cuvânt foarte urât, kiloțeleală, fără să-și dea seama că de fapt e cel mai scump împrumut pe care un brand îl poate face forever. Adică să-ți să discontezi produsele, tu, practic, în momentul ăla îți iei un, un împrumut. E ca și cum ți-ai un credit de la cel mai scump bifene din lume, pentru că îți va lua foarte mult după aia să crești la loc valoarea produsului respectiv. Și, practic, tu vei pierde o perioadă destul de lungă și ca să e o destul de, Adică, e, e, dacă intri în ea, e mai greu să ieși. Aia zic. Din aia aia zic. Și, din păcate, oricum vedem că e o, e o agresivitate atât de acerbă pe zona asta de campanie, încât lumea nu mai răspunde. Uh, am încercat și noi pe, pe niște discounturi, de noi pe vin, uh, mai ales pe wine -disc, care este gândit să fie pe volume. Uh, oricum nu avem marge atât de mari, dar am văzut că, sincer, la, la discounturi de 50% lumea nu, nu, nu mai, mai răspunde, pentru că le vezi peste tot. Adică, într-un fel, e, e acolo. Um. Apropu, tot apropo de campanii de marketing și de, de multe campanii pe care magazinele online din România, să zicem, majoritatea, nu toate, întotdeauna există excepții de la regulă, dar majoritatea se axează pe achiziție de trafic nou, achiziție da. de noi clienți, asta e tot. Știi, hai să băgăm și. Fără fidelizare. Fără fidelizare. Și asta vreau să te întreb în. Cum ați put sau nu știu, care ar fi sfatul tău să construiești o comunitate în jurul unui brand, în adevăratul sens al cuvântului, dar să o construiești așa, natural, organic, nu cu incentivări, de știi, mai o dată de la mine că ai un voucher de nu știu cât la 100 de discount, că intrăm tot în exact. războiul ăsta al discounturilor. Exact, practic, ce, ce ai făcut acum, tu mai ai tras o concluzie, atât ceea ce am vorbit noi până acum, știi, pentru că lumea. O, o, cum să zic? Nu, nu vor deveni fani, nu vor deveni consumatori ai unui brand, a unui produs, ai unui uh, e-commerce, uh, datorită discounturilor, ci datorită poveștii și datorită uh, cum să zic, valorilor comune pe care reușesc să le identifice cu, cu brandul respectiv. Uh, noi suntem prea tineri ca să zicem că facem fidelizare bine. Ci, în schimb, ce vedem, vedem oameni care vin pe diverse, uh, cum să zic, îi, îi monitorizăm din, din comenzi că vin pe diverse valori către noi și ne bucură să vedem că rămân acolo. Asta așa este. În ce măsură am putea să păstrăm mai mulți? Suntem prea la început ca să să știm. În schimb, da, unde greșește toată lumea și unde, de exemplu, nici noi nu putem să facem un calcul ăsta este cât te costă să aduci un client nou versus cât te costă să-l fidelizezi. Pentru că bottom line, în tu trebuie să ai un, un raport și financiar pe orice întreprins ca și companie, că ai de plătit salarii, ai de plătit taxe, ai de plătit chirii, marfă, furnizori și așa mai departe. Și atunci trebuie să-ți faci acel calcul. Ok, povestea e frumoasă și vei vrea întotdeauna, da, să rămână la mine, că dar dacă ajunge să te coste prea mult versus să achiziționezi trafic nou, atunci decizia deșteaptă e să achiziționezi trafic nou. Dar mi-e greu să cred, ținând cont de cum au explodat costurile de, de promovare, mai ales pe platformele internaționale, mai ales pe... Uh, datorită concurenței apărută, fiindcă totuși au apărut foarte multe magazine online în ultima vreme, și când că toate se bat pe aceleași cuvinte, cheie, moroles, dacă sunt în același domeniu. Și asta înseamnă doar creșteri de preț. Și atunci, da, trebuie să, trebuie să te uiți un pic atent dacă merită uh, să atragi trafic nou sau merită să. Crești lifetime value clientului existent sau eventual chiar să-i crești valoarea ca și client, în sensul de a uh, încuraja să comande mai, mai scump și mai și, mult. Și ce acțiune ai putea să faci? Să zicem așa, ca uh, exemple la care, un exemplu la care te gândești, ce ai putea să faci ca să-l faci pe uh, omul Nu ăla hai, să... Să, hai să nu ne ascundem în jurul degetului. Dacă mă întreb, uh, eu sunt un om foarte direct și o să zic. Uh, mie mi se pare că valorile indirecte întotdeauna îți vor fideliza uh, clientul. Cum e cazul nostru? Dacă la noi clientul ajunge pentru vin, el va vrea să știe că noi ne pricepem la vin, că noi respectăm vinul, că noi respectăm per și că pe noi ne interesează calitatea consumului lui. Dar dacă reușești să-i transmiți valorile astea, în momentul ăla ai toate șansele care să rămână alături de tine, chiar dacă, hai să zicem, din altă parte, ar putea să ia o sticlă de vin cu 2 lei mai ieftin. Dar, pe de altă parte, el va fi sigur. Că în momentul în care vine de la tine Va veni la calitatea uh, cerută Pentru că orice produs mai contează și calitatea Am pățit asta iar nu, nu știu, ne sunau clienți Care ne confundau ca și furnizori Și credeau că de la noi a venit uh, Nu știu, vinul înghețat ca a stat aiurea afară sau nu știu Și după care ne sunau și își cereau scuze Și ziceau, băi, ne pare rău, de la voi a fost tot în regulă știi? Uh, Sau, nu știu Clienți care ziceau, mă, un vin care ar trebui consumat fresh mi-a trimis un vin de acum trei ani, care deja nu prea era neapărat bun. Și după care din nou ne spuneau și își cereau, scuze, nu a fost de la voi. Pentru că noi suntem acel filtru între producător și, uh, și client. Și vrem să ne asigurăm că clienții noștri sunt tratați așa cum am vrea să i tratăm dacă ar veni la noi acasă și uh, i-am servit un vin. Modelul de subscription, de abonamente ajută la retenția clienților, la dar, întotdeauna, da recurent. Care aveți și voi pe despre din. Da, noi îl avem prost. Da? Din dar ce punct de vedere? Noi îl avem prost, dar urmează să-l facem mai bine. În sensul că noi nu avem o automatizare a recurenței Și asta înseamnă că în fiecare lună, practic, noi trebuie să revindem acel abonamente către aceiași user. Și automat, în fiecare lună, se mai pierd din ei. Ceea ce face nu o face neapărat ca cea mai eficientă valoare de direcție de vânzare. În schimb, acum vom automatiza cum trebuie și da, e una din direcțiile pe care noi vom forja foarte, foarte mult în perioada următoare. Pe zona asta, pe zona de, de cursuri, de educație, de, de tot ce vine indirect pe lângă vin. Asta încerc să zic okay. uh, și aș încuraja și nu mă refer doar la vin, mă refer la absolut orice și vedem în orice domeniu. Băi, dacă vinzi, uh, nu știu, dacă vinzi articole sanitare și știu site ul din România foarte mari care vând articole sanitare și fac foarte mișto că vin și cu povestea pe lângă, te și învață, te și educă despre asta și zic când ai putea să ai nevoie de unul mai scump sau când ai putea avea nevoie de unul mai ieftin. Și cred că asta trebuie făcut în orice domeniu. Să nu uităm că noi ca e-commerce, ok, nu avem chiriile de spații comerciale scumpe din mall și așa mai departe, dar trebuie să venim cu ceva extra. Da, e campaniile care tot zic, care cresc ca și preț. Aia zic. Uh, Ne întoarcem la, la discuția inițială apropo de cum ați pornit invers planurile voastre de dezvoltare și practic ați lansat și propriul label, da, primul. Uh, uh, este... Avem, da, avem trei label-uri proprii, Moment de față, avem literalmente șapte etichete proprii. Da. Așa, deci primul e una dintre ele. El e, primul este, noi suntem foarte mult focusați pe inovare. Când am lansat despre vin.ro era unic în lume și am fost sunați de pe trei continente să replicăm. Am fost prea fricoși să o facem și prea speriați. Am lansat primul, este din nou un concept unic în lume, oricât am căutat, și anume primul este un vin itinerant. Primul este un vin viu. Primul este un vin, practic, noi profităm că mergem la foarte multe crame, degustăm tot ce au in the belly of the beast, în tancuri, în barii, și împreună cu ei, împreună cu crama care ne impresionează cel mai mult, construim acest primul, care va fi diferit de la an la an, dar va răspunde aceluiași nivel de calitate. Ok. Uh, și după aia știu că ați mai avut câteva etichete foarte interesante din punct de vedere al creativității și al strategiei de marketing. Ați fost da. parteneri la niște festivaluri da, da, da. și ați făcut trei vinuri, da? Deci un alb, roze, roșu. Cum se chemau? Noi le zicem Festival Wines, sunt da. codul nostru, dar fiindcă au fost gândite special pentru festivaluri și petreceri și așa mai departe, ele sunt gândit exact cum e la Napoli, la un festival. Adică albul e rehearsal, e repetiția trupei înainte de a se urca pe scenă. Rozeu este opening act, este, sunt primele banduri care cântă, iar roșu, bineînțeles, cu care se încheie seara apoteotic, sperăm noi, se cheamă Headliner. Ok, cu. De unde e ideea? <laughs> adică... uh, ideea era acolo, on the table, adică astea au fost niște etichete create special pentru festivalul. Și ok, acum am decis să rămânem, să le păstrăm și, uh, și pentru aceea. Dar pentru noi uh, ăsta, e, ăsta e un tool de marketing. Asta este a, viralizat cumva? Adică oameni care au făcut poze, care au zis, bă, ce mișto concept. Oameni care au făcut poze și au zis, da, n merge până la viralizat. Eu și datorită istoricului meu am alt concept despre viralizare. Adică mă uit la niște cifre mult prea mari. Dar da, feedback-ul a fost foarte bun și mai ales că noi avem, repet, noi avem această mantra. Adică niciodată sub etichetele noastre proprii nu o să bei niște vinuri de care să nu le să zici, hmm, wow, Interesant. Da. da. Bun. Și ați lansat și Wine Deals, care da. ce propune ca și concept? Să fie tot ce nu poate să fie primul. Ăsta <laughs> despre, vin, despre pardon. vin. Să fie. Uh, deals este proiectul nostru megalomaniac. Este proiectul cu care. Nu știu cum să zic. Vrem să schimbăm trade global de vin. Deci, atât de megalomaniac. În, ce sens? În sensul că Deals a apărut ca o necesitate. Și anume. Uh, utilizatorii, ăia, consumatorii, trebuie să aibă acces la tot ce înseamnă piața de vin, la niște prețuri foarte corecte, în one-stop shop. În momentul de față nu se întâmplă. Dacă vedem inclusiv cele mai mari marketplace-uri din România, au undeva probabil 2000-2000 și un pic de, de, etichete diferite de vin. Gândește că noi pe Windis deja avem 4600 de etichete de vin. Ce ne propunem noi acolo este să, ca în fiecare țară în care wine Deals există, consumatorii să aibă acces la toate vinurile existente în țara respectivă, produse sau importate, și cât mai aproape de prețul de listă, de prețul de referință, astfel încât uh, să, să poată comanda, să poată călători, să poată uh, explora. Și uh, uh, plăcerea mea supremă este, uh, de câte ori întâlnesc un pasionat de vin, să-l întreb, uh, soiul ro faimos românesc este fetească neagră, da? să-l întreb, măi, câte fetești negre știi? Și nu să zică 10, 20, 30, 40. Și o să zic, pe Wendy să avem 344 de fetești negre. Și adică dacă vorbești de discovery, dacă vorbești de încercare, dacă vorbești de, 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 a călători, că de fapt vinul asta este, noi asta vrem să construim. Vrem okay. să construim acel theme park în care se poți să călătorești în toată lumea, tu stând acasă. Să aveți succes! Ce să zic? Uh, vreau, să te, vreau să te mai întreb și altceva. Știu că niciodată nu ți-a plăcut să fii considerat un influencer. Uh, pe de altă parte, că vrei că nu vrei, uh, sunt foarte mulți oameni care te urmăresc în social media și, uh, și care te apreciază pe bună dreptate. A, deci de asta mă urmăresc. Eu cred că vinează o greșeală. <laughs> uh, ce, ce vreau să te întreb, Alex, este care e părerea ta? Pentru că este și un buzzword chestia asta cu influencer marketing și dacă să facem campanii cu influencerii da. în zona de e-commerce. De uh, care e părerea ta pe, pe influencer marketing în România, dacă se face, să zicem, uh, by the book, sau poate se poate mai bine uh, și mai ales când ar trebui un magazin online în uh, ciclul lui de viață să înceapă să se gândească că ar fi bine să lucreze cu niște uh, influenceri? Tot timpul. De la, de, de la momentul de start? Tot timpul, dar trebuie să înțelegem ce înseamnă să lucrezi cu influenceri. Pentru că dacă toată strategia ta de marketing este să te bazezi pe niște influenceri, șanse mari să nu funcționeze, șanse mici să funcționeze, dar pe termen scurt. Adică, practic, vei fi la mâna acelor influenceri. Uh, noi lucrăm cu influencer și avem norocul să avem foarte multe persoane considerate influencer în jurul nostru de, de, apropiați și foarte mulți dintre ei n-au susținut de dreptul. Și vreau că e ușor, știi? Adică să trimiți niște vin, lumea uh, se simte într-un fel, dacă mai ales dacă, e, uh, uh, dacă îi place produsul, dacă îi place livrarea, dacă îi place servirea, să, să, pună măcar un story. Și atunci ei am lucrat cu un influencer. Îți livrează comenzi în secunda doi în general, am observat că nu. Dar teoria de care vorbeai tu spune în felul următor. Ca un client, ca o persoană să devină din, dintr-o persoană care nu știa de brandul tău, să devină client, are nevoie undeva între 14 și 24 de puncte de contact. Adică el are nevoie să vadă brandul tău sub o grămadă de alte forme. Că vorbim de influencer pe care îl urmărește, că vorbim de ads, că vorbim de, de search pe Google, că vorbim de outdoor, că vorbim de print, că vorbim de radio, de TV, dacă îți permiți, de whatever. Important este tu să fii in his face. Pentru că um, sunt foarte multe oferte. Adică gândește-te la orice produs pe care ți l-ai putea dori și după aia gândește-te din câte locuri ai putea să -ți le -ai. Și sunt sigur că mai sunt și alte lucruri în care ai putea să-ți știi? Și atunci ce trebuie tu să faci? Să fii tot timpul in his face. Adică el când se va gândi în cazul nostru la vin, automat să-i vină minte mindy sau despre vin. Știi? Iar asta se face inclusiv prin influencer În a doilea rând Dacă influencerul este bine ales Uh, S-ar putea să zicem chiar și comezi directe în momentul ăla. Și noi am văzut asta. Cum îl alegi bine? Păi, de exemplu, în cazul nostru, și chiar o să laud aici că merită, uh, e, uh, e o, o, un șef, o fată, Miss Wellington, îi spune, care în secunda în care a postat o storie uh, cu, cu noi, cu Mindy's, în ziua aia au intrat vreo patru comenzi care era clar că erau, era produsul pe care posta în Adică au venit direct. Și da, asta a funcționat. A la lung? Nu. Probabil că dacă am fi avut un în comercial, uh, probabil că nu ar fi justificat banii. Așa că a, a, funcționat, fiindcă ei a plăcut un produs de la noi și a fost foarte naturală în exprimare și fiindcă ea este, o, are o comunitate construită cu conex, fiindcă ea fiind șef, mâncarea cu băutura cu vinul mai ales, sunt perfect meci. Și atunci, comunitățile sunt, au un, o, o suprapunere foarte mare. Și atunci a funcționat. Dacă, nu știu, Măcean, la un, un mega influencer de, din zona de construcții sau de, din zona economică, poate funcționa, poate funcționa, poate nu funcționa. Dar, în schimb, da. Deci, strategia de influencer, din punctul meu de vedere, nu trebuie să lipsească, iar influencerii pot fi de toate nivelurile. Pentru că pot să fie. Sunt atâția creatori de conținut care au comunități de microcomunități, cum am și eu de altfel, dar care sunt foarte buni pe anumite nișe. Caută, identifică și unde consider că sunt, uh, e publicul tău, încearcă să, să lucrezi cu ei. Ok, uh, o ultimă, un ultim gând de final pentru antreprenorii online, pentru că nu mai avem timp, vorba între intră publicitatea peste <laughs> noi, <laughs> da, da. deci te rog. Be strong and survive, că sincer se anunță, se anunță o perioadă dificilă, o vedem deja, adică sunt convins din toți oamenii cu care vorbesc că se observă deja o perioadă dificilă. Dar pe care uh, cred că o poți și roti aia în uh, favoarea. Aia vreau, aia vreau să zic. Încercați să identificați cum puteți să folosiți asta în favoarea voastră. Noi deja, sincer, ăsta e focusul nostru mental în ultima vreme să încercăm să vedem cum întoarcem asta în favoarea noastră. Vă mulțumesc tare mult, Alex. Mulțumesc, vă mulțumesc, mult. vă mulțumesc tare mult și vouă când ați urmărit. Sunt Andrei Radu. Până data viitoare, stay digital!